Salut! Bine te-am regăsit la un nou video la mine pe canal. Astăzi o să facem un video care mi l-a cerut... Stați că mă mănâncă un ochi. Mi l-a cerut un urmăritor de-al meu și săracul mi-a spus de mai multe ori să fac video ăsta. Și este oarecum un răspuns și la videourile prin care eu mi-am manifestat părerea despre populația din Marea Britanie. Deci este un răspuns, pentru că majoritatea au înțeles greșit ce am vrut eu să spun. Mulți mi-au spus că dacă sunt atât de proști, de ce nu pleci? De ce ai rămas acolo? Dar au mai spus ceva de genul că dacă sunt chiar atât de înapoiați, de ce nu vii în țara ta unde sunt toți deștepți? Adică niște lucruri de genul pe care eu nu asta am vrut să subliniez. Oamenii care m-au criticat, ei nu au înțeles de fapt ce am vrut eu să spun și ce au înțeles ei. Eu nu am criticat țara, eu nu am spus că nu sunt fericit acolo, eu nu am spus că nu câștig bani frumoși acolo, eu nu am spus că nu am un trai decent acolo, eu nu am spus lucrurile astea. Tot ceea ce am spus eu a fost referitor la faptul că ei sunt niște oameni înapoiați, dar asta nu înseamnă că mă deranjează pe mine. Ei pot să stea cât de proști vor ei să stea. Pe mine nu mă interesează atâta timp cât mie merge bine, mă interesează cât sunt ei de proști ca nație. Pentru că acum, haideți să fim sinceri și realiști. Nu înseamnă, dacă asta a fost o catalogare generală, dar asta nu înseamnă că toți oamenii care locuiesc în Marea Britanie sunt idioți. Asta nu înseamnă că dacă eu i-am catalogat ca și rasă fiind înapoiați, asta nu înseamnă că eu nu pot să am o discuție cu un britanic, o discuție normală sau să mă surprindă cu ceva sau să vorbim alte lucruri mari, elevate. Nu, asta nu înseamnă lucrul ăsta. Pur și simplu, mie mi s-a părut că ar fi trebuit să vin cu acest răspuns în urma acelor vloguri pentru a șterge orice urmă de îndoială și pentru a le explica oamenilor care mi-au spus să vin în țara mea, că nu am ce căuta acolo și multe alte chestii. Aș vrea să le explic că eu voi rămâne acolo și de ce voi rămâne acolo și care este poziția mea referitoare la poporul britanic, care este poziția mea referitoare la România, ce am eu de gând să fac, dacă mă afectează sau nu mă afectează ceea ce am spus, adică faptul că sunt niște oameni înapoiați și etică. Referitor la mine și la propria persoană, pentru că eu despre asta am vorbit. Dacă oamenii au înțeles că eu am generalizat că asta ar fi, mi-a spus cineva, asta este doar părerea ta. Da, este doar părerea mea, pentru că eu mi-am expus părerea pe canalul meu, în vlogul meu, despre, deci mi-am expus părerea mea despre britanici. Eu nu am spus că britanicii sunt idioți și sunt... Asta este un adevăr general valabil. Nu, eu am spus asta din punctul meu de vedere, din toți acești 5 ani în care eu am stat în Anglia și m-am întâlnit cu ei și am lucrat cu ei și i-am servit sau mai știu eu ce le-am făcut. Nu vă gândiți la... Așa. Deci aceasta, da, a fost părerea mea. Nu era cazul să-mi spună nimeni, da, asta este doar părerea ta, da. Eu știam că este doar părerea mea, eu am vorbit doar în numele meu și în momentul de față eu vorbesc tot în numele meu, nu vorbesc în numele nimănui. Și să vă spun o altă chestie, eu nu am vorbit niciodată cu nimeni, nu m-am contrazis cu nimeni referitor la ce gândesc alții despre poporul britanic. Am atâția prieteni în UK... Eu am fost probabil
una dintre puținele persoane care au avut curajul să-și expună punctul de vedere fără a se da ocolit, să-și expună punctul de vedere fără să-i fie teamă și așa mai departe. Deci eu am spus exact ce am simțit și doar părerea mea. Referitor la persoanele care au spus că ar fi trebuit să plec și că locul meu nu este acolo și că ce mai caut acolo dacă părerea mea este chiar atât de proastă. Eu aș vrea să vă despre Anglia. A fost o neînțelegere. Părerea mea nu este proastă despre Anglia. Părerea mea este proastă despre anumiți britanici, despre ei. Dar i-am generalizat pentru că eu nu știu să spun 37,3% sunt idioți. Nu, eu am spus că sunt un popor de idioți, da? Nu știu cât la sută sunt sau cât la sută sunt deștept sau cât la sută mă surprind și așa mai departe. A fost o chestie generală despre ei și nu despre Anglia. Anglia este o țară absolut superbă. Are o floră și o faună absolut superbă, mai ales în zona în care stau eu. Zona de mare, este zona turistică, este absolut superb. Dacă n-ați văzut, să știți că am un vlog, turul orașului meu, o să-l las pe undeva pe sus să vedeți cât este de frumos orășelul în care eu locuiesc. Adică eu de la mine de acasă, de pe geamul de la bucătărie și de la dormitor, eu văd mare. Este superb. Da, și să revenim la oile noastre. A fost o înțelegere mai mult decât greșită. Se vorbește despre un popor și să creadă lumea că de fapt tu ai ceva cu țara, aici este problema dumneavoastră și îmi pare super rău să spun chestia asta, însă eu nu pot să concep faptul că în zilele noastre încă mai sunt persoane care confundă o naționalitate cu o țară. Sau dacă spui ceva despre români, spui de fapt despre România. Ca și cum românii egal România. Nu. Fals. Total greșit. Același lucru este și cu Anglia. Repet, mie Anglia îmi place ca țară, îmi place ca și civilizație, îmi place ca și cultură. Are niște peisaje deosebite, absolut deosebite. Orice, până și arhitectura caselor, clădirilor, totul mi se pare tipic englezesc și întotdeauna am fost fascinată de chestiile astea care le întâlnesc în Anglia. Tocmai de aceea mi-am și dorit să vin și să locuiesc în Anglia. Un alt lucru care mi s-a părut urât, ca să nu spun un alt cuvânt, din partea unor persoane în urma acelor vloguri, în care mi-a spus că da, du-te acasă dacă nu ești fericit acolo. Eu nu am spus nicio clipă că nu sunt fericită. Eu nu am spus nicio clipă că mie Anglia nu mi-oferă nimic. Eu nu am spus chestia asta. Este alegerea mea să rămân în Anglia. Rămân în Anglia pentru că mie Anglia mi-oferă lucruri pe care în România sigur, dar sigur, nu le-aș dobândi. Și anume, îmi oferă o putere financiară ce îmi permite să fac cam ce-mi doresc, ceea ce în România nu s-ar întâmpla ever. Așa că nu înțeleg de ce ar trebui să plec acasă. Pe lângă puterea financiară, îmi oferă un stil de viață mai mult decât decent. Adică eu și cu Adrian avem două salarii și cu siguranță reușim să punem unul deoparte. Și din unul trăim și trăim chiar foarte bine, adică nu ne-am pus niciodată problema să ne abținem de la ceva sau să încercăm să ne chipzuim și mai mult ca să ne drăbănuim banii cât mai bine, ca să avem cât mai mult pus deoparte sau chestii de genul. Nu. Sau să ne abținem de la ceva pentru că este scump sau chestii, nu știu, banale, gen hai să cumpăr din ăla că e mai ieftin, că nu am bani să cumpăr din ăla altul că e mai scump cu câțiva pii. Nu. Deci stabilitatea financiară pe care ne oferă Anglia este un lucru care pe mine mă ține
pe poziție, să zic așa. Adică eu asta am urmărit, asta primesc, pe mine nu mă interesează ce este în jurul meu, v-am spus de mai multe ori, nu sunt genul de persoană care să se uite în stânga și în dreapta, să vadă ce face X, ce face Y, nu, atâta timp cât mie mi este bine și atâta timp cât nu deranjez pe nimeni în jurul meu, nu văd care ar fi problema. Și că am lămurit și acest aspect, să nu mai spună nimeni că mă dau după deget sau că sunt ipocrită, cum mi-a scris cineva într-un comentariu, că ești ipocrită că ai venit în Anglia pentru bani. M-a întrebat cineva vreodată de ce ai venit în Anglia și eu să spun de plăcere? Dacă m-ați fi urmărit de la început, ați fi văzut că am făcut un vlog în care am spus de ce am ales Marea Britanie și am fost super sinceră încă de la început și am specificat că am venit pentru posibilitatea financiară pe care o oferă Anglia, pentru stabilitate și pentru frumusețe, că este o țară absolut superbă. Nu are nicio legătură cum sunt oamenii, la gen ce nivel de inteligență au sau mai știu cum, cu ce oferă Anglia ca și imagine. Absolut nicio legătură. Pentru că dacă ai un om deștept și un om prost într-o pădure sau într-un peisaj mirific din zona Norfolkului, de exemplu, unde trăiesc eu, nu are absolut nicio relevanță. Natura este natură. Nu are absolut nicio relevanță că oamenii sunt proști sau nu. Dar, în fine, astea sunt alte discuții și, sincer, nici nu prea le găsesc rostul și nici n-ar vrea să bat chiar atât de mult apa în fio, pentru că până și explicațiile pe care eu le dau mi se par nu lipsite de sens, dar mi se par așa, ca și cum aș încerca să mă scutesc în fața cuiva, iar publicul în fața căruia încerc să mă scutesc este la vârsta de 7+, cam ceva de genul. Adică oricine și-ar da seama că, din exemplele pe care eu le dau, și-ar da seama că au greșit în momentul în care au catalogat. Sau da, un alt lucru care mi s-a părut puțin dubios și mi s-a părut puțin din cale afară a fost faptul că multe persoane, de fapt multe, câteva persoane au scris că de ce mai stăm acolo? De ce mai stăm acolo dacă nu suntem mulțumiți de sistemul de sănătate? Pentru că eu am bătut foarte mult apa în pio cu sistemul de sănătate. Dar stau acolo, chiar dacă sunt nemulțumită de sistemul de sănătate, stau acolo pentru că nu sunt răcită în fiecare zi, nu am nevoie de medicamente în fiecare zi, nu am nevoie de medici în fiecare zi, nu sunt gravidă în fiecare zi și așa mai departe. Adică și în România, dacă vii, nici aici nu ai nevoie de medici sau de sistemul de sănătate în fiecare zi. Da? Adică este logic că poți să stai într-o țară chiar dacă ai anumite nemulțumiri. Iar nemulțumirea pe care eu am expus-o a fost nemulțumirea vis-a-vis de sistemul de sănătate. Eu am lăudat customer service-ul din Anglia. Am lăudat faptul că oamenii ajută ceilalți oameni fără a avea nimic în schimb, fără a primi ceva în schimb, ceea ce este uimitor. Ceea ce în România n-ai să vezi niciodată. Probabil, nu știu, dacă se va da vreo lege sau, nu știu, foarte, foarte rar aici găsești pe cineva care să lucreze în customer service și să fie cât de cât ok cu tine. Din cazul în care nu cunoști pe cineva, dacă te duci așa, de exemplu, cum am dus eu în Anglia la spital, necunoscând pe nimeni, toată lumea s-a purtat frumos cu mine. E, în România, doar dacă cunoști pe cineva, există posibilitatea ca aceștia să se poarte frumos cu tine. În rest, nu cred. Referitor la jobul pe care îl desfășor în Anglia, mi-a spus cineva că sunt nerecunoscătoare. A spus cineva că nu sunt recunoscătoare pentru jobul pe care l-am sau pentru faptul că în Anglia am posibilitatea să avansez atât de repede. Nu. Din nou, repet,
Dacă m-ar fi urmărit persoanele acelea de multă vreme, ar fi văzut că eu am mai făcut niște vloguri în care vorbeam despre munca în ospitalitate în Anglia și despre ce înseamnă să fii manager în Anglia și despre cum se desfășoară munca în Anglia, ce înseamnă să fii coordonator de echipă în Anglia. Sunt niște aspecte care ar fi trebuit să fie ascultate prima dată și înțelese și apoi să se tragă concluzia. Adică să încerci să-ți faci o părere despre un om, o părere atât de greșită și să încerci să doar să spui despre el că tot ce face este greșit, că aia nu-i bine, că aia nu-i bine, doar pentru că și-a exprimat părerea despre sistemul de sănătate, mi se pare puțin cam mult. Este ok și mă bucur că am posibilitatea să vorbesc din nou în fața voastră și să mă exprim exact așa cum îmi doresc, pentru a încerca cât de cât să întorc lucrurile sau nu să le întorc, că nu încerc să le întorc, eu vreau să le expun exact așa cum sunt. Dacă m-aș fi plâns de sistemul de sănătate, dacă m-aș fi plâns despre sistemul bancar, dacă m-aș fi plâns de munca de aici, dacă m-aș fi plâns de customer service-ul în general, dacă m-aș fi plâns de supermarket-ul și așa mai departe, aș fi zis. Dar în momentul în care eu am specificat doar de sistemul de sănătate și am și spus cu exemple clare tot ce s-a întâmplat, nu înțeleg care a fost scopul acelor persoane să încerce să sape mai adânc ce am încercat eu să spun și să scoată la suprafață o idee total eronată. Dacă mă urmăriți de multă vreme, probabil v-ați dat seama ce fel de persoană sunt eu. Sunt un om super direct, care nu are absolut nimic de ascuns, pentru că nu stă la mâna nimănui. Și vă spun sincer, dacă aș fi avut ceva de zis și despre un alt sistem, să zic de sistemul bancar, da, aș fi zis, dar nu am ce. Da, cam asta am vrut să subliniez, pentru că mă țineam de foarte multă vreme să fac acest video. Știu că nu va fi un video lung, însă vreau să se pună punctul pe ei exact și să se înțeleagă exact ce am vrut eu să spun. Iar oamenii care cred că eu sunt foarte tristă în Anglia, că sunt nefericită, că sunt supărată pe sistemul de sănătate și că ce am pățit, aș vrea să înțeleagă că este doar un aspect și că acel aspect pe mine nu mă deranjează, ca eu să pot să-mi trăiesc viața în continuare în Anglia. Nu înțeleg de ce trebuie să fiu pusă la zid că mi-am exprimat părerea. Este părerea mea și a multor altor persoane. Nu știu câți dintre ei au avut puterea și tăria să își expună public aceste gânduri, exact așa cum am făcut eu. Însă, vreau să vă spun din nou că eu sunt super, super bine în Anglia, sunt super fericită, mă bucură foarte tare acea țară, mă bucură faptul că mi-oferă atât de multe posibilități de development, îmi oferă lucruri pe care în România cu siguranță nu aș fi reușit să le realizez nici măcar dacă aș mai fi avut o viață. Însă știu sigur cu siguranță că nu aș vrea să trăiesc toată viața acolo. Nu aș vrea să trăiesc toată viața acolo pentru că mi-este super greu că nu am familia lângă mine, dar asta nu înseamnă că dacă aș fi avut familia cu mine, n-aș fi optat să rămân în Anglia toată viața. Sper că am pus la capăt toate și am pus la punct toate neclaritățile ce au fost reliefate în urma acelor două vloguri pe care eu le-am făcut când eram însărcinată, și anume despre sistemul de sănătate și de ce am ales să nasc în Marea Britanie. Sper că lumea a înțeles exact ce am vrut eu să spun și aș vrea din nou să specific că am mers oarecum pe principiul că o floare nu se face primăvară,
Gen, dacă nu-ți place un lucru, asta nu înseamnă că nu-ți place întru totul, ceea ce înseamnă Anglia pentru mapamond, să zic așa. Anglia este țara mea adoptivă, țara care m-a ajutat și mă ajută în continuare, că, da, vorba aia, de acolo mi câștig pâinea și, nu, de acolo îmi câștig existența și de acolo am bani de pâine, asta am vrut să spun. Da, bun, vorbă multă, sărăcia omului, sper că s-a înțeles exact ce am vrut eu să spun. Dacă aveți încă neclarități pe baza acestui subiect, vă rog să nu ezitați să-mi lăsați un comentariu sau să-mi lăsați un mesaj pe Instagram. Aveți adresa mea de Instagram în descrierea acestui videoclip. Dacă aveți alte curiozități sau dacă aveți dorințe de a afla câte ceva despre Marea Britanie sau despre mine sau despre orice altceva, nu ezitați să-mi lăsați în comentarii sau să-mi lăsați mesaje. Mi-ar face o deosebită plăcere să pot să abordez teme pe care le doriți voi sau care vă sunt interesante sau care v-ar face plăcere să le ascultați și care credeți că eu aș putea să le dezvolt pe canalul meu de YouTube. Până atunci, până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați că viața este frumoasă. Kisses!